Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și astăzi seară te invit din nou la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Am alături de mine doi invitați și astăzi seară ne vor dezvălui câteva beneficii și mărturii ale beneficiilor folosirii dispozitivelor minima grav, despre care am vorbit într-o emisiune anterioară. Deci le spun bun venit invitaților mei, Ruxandra Agapin și Constantin Barbu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună, Claudia! Mulțumim pentru invitație! Vom începe cu tine, Constantin. Știu că ne vei spune, ne vei introduce așa puțin, ne vei reaminti despre dispozitivul minima grav. Din nou, bună ziua, dragi, și bună seara, dragi telespectatori. Depinde când vă urmăriți această emisiune, poate urmăriți înregistrat. Astăzi o să vă prezentăm rezultatele din cercetarea dispozitivului minima grav pe care v-am învățat să-l faceți în emisiunea trecută. Rog pe cei care nu au urmărit emisiunile cu această tematică să urmărească emisiunile înregistrate de la Capital TV, emisiunea care se numește De la Nano la Gans și emisiunea care se numește Antena Magrav și Minima Grav, pentru că sunt informații esențiale ca să înțelegeți despre ceea ce vorbim astăzi. Ne-am propus să realizăm această emisiune pentru că proiectul de cercetare pe care l-am primit cadou de la Divinitate ne-a impresionat. Avem foarte multe rezultate în agricultură, în mediul înconjurător, în sănătate, în alimentație, în transport și energie, folosind această cutiuță pe care tot o să o arăt, care sper că a fost realizată de foarte multe persoane. Și am invitat-o alături de mine pe Ruxandra, colega noastră din comunitatea noastră plasmatică, este terapeut și am decis să vă prezentăm informațiile într-o formă organizată, adică eu să vă prezint partea de fizicalitate ce ține de reduceri de combustibil și așa mai departe, iar Ruxandra ne va prezenta mărturisirile pe care ea le are, dar și colegii, bineînțeles, cu care noi interacționăm în secțiunile de testimoniale. Aceste informații pe care noi le prezentăm în exclusivitate au fost prezentate la sesiunile de testimoniale pe care noi le-am organizat în primele 6 luni de zile ale anului, iar în următoarele sesiuni de testimoniale le-am organizat undeva o dată la 2 luni de zile. Ultima sesiune de testimoniale a fost organizată în luna septembrie și următoarea o să organizăm în luna noiembrie, pentru că adunăm informații, dezvoltăm aceste tehnologii, miniaturizăm și îi lăsăm pe oameni să întâlnească aceste beneficii și să le prezinte. Da. Am să te invit și pe tine, Ruxandra, să te prezint, să ne spui câteva cuvinte despre tine. Mă numesc Ruxandra Agapin, sunt terapeut, fac terapii prin meditație pentru cei care vor să-și coboare mintea în inimă, să-și deschidă inima, să-și regăsească potențialul lor infinit din scânteia lor divină. Cum ai ajuns la a face terapii? Atunci când am născut, îmi doream foarte mult să fac ceva cursuri despre bioenergie, radiestezie, alea erau acum câțiva zeci de ani și lucrurile nu mi se legau. Era copilul foarte mic și era o tarabă pe vremea aia cu cărți pentru copii și cu cărți de tot felul și în fiecare săptămână, lună, treceam să iau câte o cărticică pentru copil care avea aproape 3 ani pe vremea aceea. Și odată m-a atras o cărticică care scria Vindecarea cu palmele și doamna care era proprietarul acelei tarabe mi-a spus dacă vă interesează
Știu pe cineva care face cursurile, care face inițiere și am și o colegă care face terapie în treaba asta. Și eu am făcut, dar nu practic. Și așa, a doua zi am ajuns să fac o terapie cu doamna respectivă. Peste 3 zile eram la curs și viața mea se schimba de tot. Eram medic stomatolog la acea vreme, mulți ani am practicat în paralel stomatologia și cu terapiile, până când a venit un moment, lucram la cabinet la o prietenă și de un 8 martie ne-a rugat pe toți terapeuții să facem terapii diferite pentru femei pe gratis. Și atunci a fost prima oară că am lucrat 14 ore într-o zi, fără pauze între pacienți. Și după 14 ore simțeam că niciodată în viața mea n-am trăit așa o mare bucurie. Și atunci mi-am dat seama că ăsta e drumul vieții mele și m-am reprofilat. Și sunt foarte fericită pentru ceea ce fac. Ce frumos! Ce frumos! Bravo! Felicitări! Și mulțumesc! O să ai ocazia să ne spui mai multe despre cum a fost parcursul tău și ce experiență ai avut cu dispozitivul. Dar acum să revenim la beneficiile în planul material, în fizicalitate, așa cum spui tu, Constantin. O să încep să prezint și partea de conexiune, pentru că am prezentat dispozitivul. Este foarte important pentru oameni să înțeleagă că acest dispozitiv este un dispozitiv pentru suflet. Deci, dacă oamenii înțeleg că suntem mai mult decât corpul fizic, atunci vor înțelege foarte repede că acest dispozitiv funcționează pe intențiile noastre și funcționează în momentul în care noi ne deschidem inima. Asta nu înseamnă că oamenii care nu au intenții și nu au o inimă deschisă, înseamnă că nu vor înregistra rezultate. Din contră, sursa plasmatică fiind o sursă inteligentă de informații, de energie, aceste energii subtile se vor conecta la structura energetică a omului, structura fizicalității și vor apărea rezultate în planul fizic. Primul rezultat pe care noi l-am întâlnit a fost în perioada august 2021, decembrie 2021, în momentul în care noi nici n-am, nu, în 2021 am primit informațiile, 2022, când colegul nostru George, împreună cu George am făcut cercetarea acestui dispozitiv și am reușit să-l inovăm. George a mers mai departe cu această cercetare și până când noi să punem antena, practic a apărut acest dispozitiv minima grav în casa lui, un apartament din București. În luna august am reușit să terminăm ce am avut de inovat și am decis să-l testăm. Astfel, George a montat și a activat, cum spunem noi, adică și-a pus intențiile, să vadă efectele asupra mediului, asupra familiei sale, asupra kilovaților, asupra alimentelor. Am început să urmărim facturile care veneau și facturile de energie electrică, facturile de gaz. Facturile de energie electrică, chiar dacă kilovații se scumpesc odată la 6 luni de zile, facturile în paralel cu facturile din 2021 apăreau mai mici. Deci apăreau ușor, ușor consumuri cu aceeași număr de consumatori în casă. De la noi nu băgăm în seamă reducerile de 10, 15, 20 de kilovați, la sută, pardon. Da? Deci pe noi ne interesează de la 20%, actual ce ne se pare credul, da, deci apar efecte clare că acolo, odată introdus sistemul, unitatea Magrav, înseamnă că avem reduceri. George a introdus acest sistem în casă și au început să apară reduceri pe facturile din luna septembrie, luna octombrie, luna noiembrie și am început să publicăm când au trecut deja 3 luni și ni s-au părut că vedeam pe facturi că reducerea este de 30%, 40%. În primele 6 luni de zile s-a stabilizat undeva la
40% reducerea cu același număr de kilowați, de consumatori. Este interesant că acum, după un an de zile, reducerea este undeva, se apropie de 60%. Deci are un salt rapid în primele 6 luni de zile, are un salt rapid asupra energiei. Noi când spunem energie, energia este și apă, energia este și mediul înconjurător, și kilovații și gazele noastre. Totul este energie. Ce vedem noi este că se reduc numărul de kilovați consumați. Cu aceiași consumatori nu este nicio problemă. Și acest efect noi l-am avut conectându-ne, practic George s-a conectat la sufletul antenei, deci noi n-am avut antena în fizicalitate. Și pentru mulți oameni asta a fost, cei care sunt cu Roxandra aici și care suntem la nivel spiritual apropiați, oamenii au înțeles că ne putem să conectăm această energie care este deja dacă noi ne conectăm la sufletul acelei energii. Asta a făcut George, după aceea am pus antena, iar rezultatele au fost și mai diversificate în mai multe domenii. Ca să termin cu George, deci până să punem antena am avut rezultate de 40%, în momentul de față facturile avem reducere de 60%, deci ușor-ușor crește această plasmatizare, nanoacoperire, care le spunem noi, a rețelei electrice. Să ne amintim oamenilor că ne-ai dezvăluit în emisiunea anterioară că ați instalat acea antenă abia în luna decembrie. În deci 27 cumva, decembrie. Da. Deci cumva el din septembrie până în decembrie a putut să măsoare scăderea numărului de kilovați doar prin folosirea dispozitivului conectat ca și intenție la antena care nu exista. Da, da. Deci, pentru noi, acest rezultat a arătat că este nevoie să avem 100% informațiile pe care noi le-am primit de la Divinitate, pentru că asta am cerut, un proiect de energie, să rezolvăm noi cu hidrocentrale, noi cu gaze, noi cu toate sursele de energie sunt în țara asta și plătim o grămadă de bani pe ce? Pe o resursă care este naturală și atunci resursa naturală a devenit această energie care este între noi și este peste tot, este pretutindeni și avem o acoperire globală a această energie. Da? În momentul de față s-au simplificat lucrurile pe această parte. Soția lui George lucrează într-un domeniu de gaze, da? Uh-huh. Și ei au început să urmărească gazele pe care le consumă casa. E foarte greu de identificat reducerea, s-o prezentăm undeva, dar ei reușesc să plătească mai puțin bani la factura de gaze. De ce? Pentru că acest dispozitiv reușește să plasmatizeze, să nanoacopere rețele și indiferent că este, noi ne punem intențiile, astea sunt intențiile noastre, o să vorbim despre lucrul acesta. În momentul în care tu te adresezi din inimă divinității să caprin câmpurile plasmatice de la acest dispozitiv prin voință divină, să nanoacopere rețeaua de distribuție energie electrică, rețeaua de distribuție energie gaze, rețeaua de apă, deci noi avem 3 rețele de resurse naturale care trec prin casa noastră pe care noi le putem ajuta. Noi când punem aceste intenții, ce vedem noi la nivel energetic este că accelerăm particule. Asta se observă că consumăm mai puțin curent electric, consumăm mai puțin gaz și ce este mai interesant este că dacă se vor face teste și reușim să facem aceste teste, să le prezentăm, este că rețeaua de apă, apa noastră pe care noi o consumăm, o să fie o apă mult mai sănătoasă decât ceea ce este acum. Deci, în primul rând, este important ca oamenii să înțeleagă că dacă nu sunt intențiile puse clar și algoritmii realizați și noi mai avem și un proces de vizualizare pe care îl recomandăm atunci când oamenii folosesc aceste dispozitive, le oferim toate informațiile și realizăm acest proiect, această vizualizare, practic un cont de lumină care circulă pe toată instalația electrică, instalația de gaze sau instalația de apă din casă. În momentul acela
tu te conectezi și tu încerci să ajuți, practic, din energia ta, încerci să ajuți aceste câmpuri plasmatice să se impregneze mai bine, să se plasmatizeze, să nanoacopere această rețea. Când spunem nanoacoperire, nu ne referim că trebuie să se negrească un fir. Se depune, practic, un strat de energie și face ca acea materie fizică să devină o materie echilibrată. Dacă apa ta nu este o apă sănătoasă, în momentul în care s-au nanoacoperit țevile de apă, apa ta se poate verifica că anumiți parametri se îmbunătățesc. Tot George ne-a atras atenția asupra unui aspect, acela de armonizarea câmpurilor. Practic, asta observăm, relațiile în familie se armonizează. Dacă sunt persoane în casă agitate, nervoase, stresate, noi vedem că aceste relații din familie se armonizează. Apoi ne-au atras atenția rezultatele care au apărut în prima lună cu grupul nostru privat de cercetare. Până în luna martie noi am avut un proiect în care să transmitem aceste dispozitive minima grav prin grupul nostru persoanelor din fiecare, cel puțin în fiecare județ există un dispozitiv minima grav pentru a crea acel dom plasmatic. Dacă se pot pune pozele din regie pe, în timp ce prezint aceste rezultate, vă rog să le puneți. Mulțumesc. Deci, ce ne transmit oamenii este că în prima lună se întâmplă ceva cu atmosfera casei. În primul rând, noi am observat asta iarna, pentru că proiectul a început în decembrie 2022 până în martie 2023. Atmosfera în casă se schimbă odată interacțiunile interumane, apoi vedem că atmosfera pe termometru, dacă putem spune, atmosfera interioară, pur și simplu se plasmatizează aerul și atunci noi n-am mai încălzit camerele, pentru că camerele au fost încălzite din aceste câmpuri plasmatice. Iar noi am putut să dovedim, foarte mulți oameni au scris și ne-au raportat această mărturisire, că ei au undeva 21-23 de grade în casă. Ce este interesant este că am testat de două ori aceste câmpuri. În momentul în care iarna am deschis geamul, aveam 23 de grade pe termometru, am interacționat, am deschis geamurile, am lăsat alte câmpuri să intre în casă. Interacțiunea cu câmpurile de afară, câmpurile dinăuntru au creat o energizare a moleculelor de aer și pe termometru apăreau 24 de grade. Și arătam asta live, pentru că putem să facem aceste live-uri, să arătăm că nu este nimic, nu încălzim casa cu absolut nimic și noi putem să ne încălzim plasmatic. Ce este interesant este că, fiind în casă mai mulți membri ai familiei, fiecare o să putem să resimțim o atmosferă proprie. Eu poate am nevoie de o temperatură caldă, cineva care stă în casă cu mine are nevoie de o temperatură rece. Și fiecare vom primi la nivel plasmatic exact ceea ce noi avem nevoie. Astea sunt efectele clasice, deci pe partea emoțională, echilibrări emoționale. Pe parte de atmosferă în casă, atmosfera interioară în casă se echilibrează, iar ceea ce este important este că plantele, animalele, oamenii, noi avem un sondaj pe care l-am realizat, o să apară la un moment dat poze cu un sondaj pe care noi l-am realizat cu persoanele din grupul nostru de cercetare privat și le-am transmis să ne răspundă la câteva întrebări. Majoritatea persoanelor care au răspuns la întrebarea dacă apar efecte de echilibrare emoțională, cel puțin peste 80% din persoanele care au dispozitive minima grav au răspuns că da. Deci, în momentul în care noi avem echilibru emoțional în casă, putem să reducem practic afecțiunile. A doua întrebare a fost dacă atmosfera în casă s-a schimbat. Atmosfera interioară, ne referim la această temperatură care este benefică, echilibrată. Și la fel 80% ne-au răspuns că da. În momentul în care noi am văzut aceste rezultate
și am văzut că 80%, deci un număr foarte mare de persoane, au aceste efecte, e clar că între efectele de reducere a numărului de kilowați și sau la mașină, nu este decât un alt pas. Deci efectele au început în prima lună să se observe în planul fizic. Sunt persoane care elevate spiritual, care au o conexiune cu mediul înconjurător echilibrat și au putut să observe în prima lună, în primele 15 zile, efecte de reducere a consumului de energie electrică, pentru că știau că o să primească acest dispozitiv și și-au calculat, au observat contoarul electric, cât consumă lunar cu consumatori fixi. Și în luna martie, cred că ne-a transmis doamna din Arad, ne-a transmis că în primele 15 zile ea poate să observe clar o reducere de jumătate la numărul de kilowați. Ceea ce pe noi ne-a impresionat, pentru că noi le-am transmis oamenilor că este nevoie ca aceste câmpuri să-și crească în diametru, să se maturizeze și apoi să urmărească. Deci cumva noi am luat o marjă de 2-3 luni de zile până când să se întâlnească efecte ale numărului de kilowați, că scad numărul de kilowați. La doamna din Arad, efectul a fost rapid, instant. Și atunci ne-am dat seama că nu este nevoie să creăm nicio limită. Atâta timp cât noi suntem pregătiți, câmpurile interacționează. Un alt efect a venit de la colegul nostru Mitică din Vălan de Pomezeu, din județul Bihor, care și-a făcut 3 dispozitive minimagrav, conducând o mașină hibrid în care a pus un dispozitiv în torpedou și 2 dispozitive cumva în portbagaj în dreptul bateriilor, pentru că le are montate pe, așa e mașina, montate pe bancheta din spate. Ne-a transmis că a pus aceste dispozitive în mașină cu intenția de a reduce consumul de combustibil și mașina după 2 luni, deci noi eram la sfârșitul februarie a pus dispozitivele, ne-a prezentat în martie poze că mașina a început să s-a plasmatizat practic mașina, se încarcă mult mai repede bateria la mașină, iar reducerea a apărut undeva la 20% la combustibil. El practic realizează aceleași drumuri zilnic, știa mașina, știa drumul, știa cât consumă și ne-a atras atenția că există beneficii și asupra mașinilor. Un alt coleg, colegul nostru Dan, care este taximetrist din coordonatorul grupului de studii din Brașov, unde avem laborator, fiind taximetrist, merge cu mașina, a văzut aceste rezultate ale lui, rezultatele lui Mitică și am început tot să facem dispozitive pe care să le montăm cu prelungitor, cu tot, în mașină. Mașina lui Dan este pe GPL. Ne-a transmis la fel că într-o lună sau două, reducerea este undeva de 25%. Apoi eu, urmărind, fiind implicat, bineînțeles, ca toți ceilalți colegi, fiind curios, mi-am montat și eu pe mașina mea un dispozitiv minimagrav, la fel, cu prelungitor, cu tot, și curios să văd ce se întâmplă. Reducerea a apărut undeva la 30%, pentru că ce e bine să înțeleagă oamenii din acest dispozitiv și unde se montează în mașină, este ceea ce ne-a transmis și domnul Cheș, am observat, este bine să stea cât mai aproape de butul mașinii, cât mai aproape de bara din față. De ce? Pentru că dispozitivul, fiind un dispozitiv care lucrează în câmpuri magnetice și gravitaționale, el absoarbe. Și din puterea mașinii, din forța mașinii, din viteză, el reușește să absoarbă cât mai multe câmpuri. Dacă îl pui în spate, până în spate există câmpul de la, există câmpul de la motor, există câmpurile de la sistemul electric, există câmpurile tale, există câmpurile de la rezervor și apoi el interacționează cu aceste câmpuri.
Așa ne-am dat seama că nu este nevoie să punem 2-3 dispozitive pe mașină, este nevoie să montăm unul singur și să avem grijă unde să-l montăm. Bineînțeles, nu într-un loc unde se încinge mașina. Eu mi-am găsit un loc pe contraaripă, pus pe contraaripă cu prelungitor cu tot, și mi-am pus și încă un dispozitiv în spate. Am zis să creez 2 dispozitive, să văd dacă se întâmplă, sunt efecte mai mari. Și nu s-au întâmplat efecte mai mari, astfel am rămas cu un dispozitiv în mașină, în față, pe contraaripă, și mai am, bineînțeles, pentru că fac inovații, mai am un astfel de dispozitiv, o sferă de 5 cm, Tesla Micro Magrav, universal, care îl am la oglinda retrovizoare. Și mașina funcționează foarte bine. Avem încă un dispozitiv pe care noi l-am realizat ca și asociație. Oamenii cunosc doar dispozitivul acesta, care este un dispozitiv în general de energie, dar noi am mai învățat să facem, să inovăm, să facem dispozitivul armonizator, care arată așa. S-a simplificat și arată ca în forma cum are Ruxandra, adică așa, fără aici, fără acesta pictat de colega noastră, Andreea. Miniaturizat, acest dispozitiv arată așa. Ce frumos! Nu-l purtăm cu noi, pentru că este foarte puternic, dar îl punem în casă, îl punem de lustră, îl punem de oglinda la mașină, și acestea sunt dispozitive armonizatoare. Deci avem dispozitivul armonizator și avem dispozitivul Magrav energizator. Deci cumva sunt două dispozitive diferit făcute. Împreună creează dispozitivul universal. Deci aici avem câmpuri echilibrate și magnetice și gravitaționale. Bun. Persoanele care au acest dispozitiv clasic, prima variantă, noi le-am recomandat să facă un dispozitiv pentru familia lor. Un dispozitiv să-l pună dacă au mașini, ajunge un dispozitiv pentru o casă, pentru o vilă, nu contează. Dacă vreți să faceți un dispozitiv pentru fiecare, dacă aveți vilă și faceți pentru fiecare etaj, e foarte bine. Dacă aveți subsol, e bine să puneți unul și în subsol. Ce vedeți aici în poză este o recomandare pe care noi o facem, pentru că fiind tehnologia liberă, fiind foarte ușor de făcut, noi recomandăm ca aceste dispozitive să se pună cel puțin unul în pământ. Echilibrează câmpurile magnetice gravitaționale ale pământului. Asta înseamnă că în acea zonă nu cred că pot să apară cutremure mari, chiar dacă sunt ele artificial create. Pentru că energia Pământului este practic transmisă, absorbită de minima grav, și atunci nu e nicio problemă că se lucrează cu tehnologie artificială în România. Câmpurile acestea ale dispozitivului pot să absoarbă. Și dacă noi reușim să facem aceste dispozitive și oamenii își pun unul în casă, în grădină, unul pe vârf de munte, unul nu știu pe unde, într-un loc energetic sacru sau așa mai departe, noi lucrăm la rețeaua energetică a țării. Deci avem sfera până la nivelul ionosferii creată, noi vrem să închidem sfera, să facem 360. Și pentru asta avem nevoie de ajutor. Noi am pus foarte multe dispozitive, le-am ascuns, să nu spunem unde, dar avem multe dispozitive puse deja în pământ. Iar colegii, cum este Ruxandra, care poate să ne spună ce se întâmplă la nivel de câmpuri, ne-au dat informații că sunt lucruri foarte benefice care se întâmplă în momentul în care aveți un dispozitiv plantat pur și simplu cu ștecher cu tot în pământ, cât puteți voi groapa să o faceți. Aici este, mulțumesc celor din regie, aici este sondajul și ați observat reduceri de combustibil la mașină. Ce se întâmplă? Foarte mulți oameni nu au dispozitive puse la mașină, dar cei care au, au întâlnit rezultate de la 10 la 30%. Nu putem să avem rezultate mai mari cu mașinile care au computer de bord, pentru că există o limitare din fabrică ca mașina să nu reducă mai mult. Dacă se umblă la acea limitare, bineînțeles, aveți mai multă reducere. Aveți reduceri la plata facturilor de gaz și aici vedeți diferența. Ce este cu albastru este da, ce este cu roșu este nu, și nu au observat persoane care nu au avut ce să răspundă, da? Dar
nu știu cât apare acolo, undeva la 20. Deci sunt persoane, pe noi nu ne interesează valoarea, pe noi ne-a interesat că sunt persoane care au început deja să plătească. Nu este vina noastră că persoanele nu știu să-și pună intenția, asta încercăm să învățăm. Efecte benefice asupra creșterilor plantelor. Deci în apartament, ce este cu roșu, nu. Ce este cu albastru, da. Deci vedeți, este o majoritate. Deci dacă plantele se simt mai bine, e clar că și noi ne simțim bine. Următoarea ar fi, ați reușit echilibrarea emoțională, spirituală a membrilor familiei, ați resimțit echilibrare. Și uitați aici cu albastru ceea ce se întâmplă. Aici a fost pentru noi, să zic, succesul acestei tehnologii, pentru că nu se conectează nimic la noi, nu luăm nimic, nu introducem nimic în noi, pur și simplu lucrăm cu câmpuri. Dacă avem o situație în sănătate, noi lucrăm în câmpuri. Dacă avem o problemă emoțională, lucrăm în câmpuri. Și aici echilibrarea atmosferei interioare în locuință. Uitați cât de mulți oameni, deci majoritatea oamenilor în prima lună asta ne-au spus, se schimbă ceva în locuință. E, dacă se schimbă, înseamnă că și nu vă doare capul, nu se întâmplă nimic radical în casă, înseamnă că lucrurile sunt benefice pentru membrii familiei. Deci, pentru noi, lucrurile astea sunt elocvente, efecte benefice asupra animalelor terestre sau acvatice din locuință, pentru că oamenii mai au și acvarii, și oamenii au început să aibă rezultate. Poate alții au răspuns și n-au avut ce să urmărească, dar dacă apar rezultate și oamenii au urmărit aceste rezultate, pentru că putem să trimitem aceste câmpuri oricui, și plantei, și cățelului, și peștelui. Îmbunătățirea sănătății fizice, reducerea intensității afecțiunilor. Aici iarăși a fost foarte interesant, după cum vedeți, cu albastru majoritatea oamenilor. Era clar că odată echilibrat planul emoțional, încep să apară și efecte asupra reducerii anumitor afecțiuni. Deci, cumva, întrebările au fost legate și dacă oamenii aveau multe răspunsuri pe roșu, înseamnă că nu au fost corecți atunci când au răspuns pe partea emoțională. Ceea ce face ca noi le mulțumim celor care au răspuns și în continuare testimonialul, sondajul este deschis. Aceste întrebări stau la baza cercetării noastre. Sau poate că între momentul în care au observat acea schimbare în starea lor emoțională până când se produce efect în planul fizic, mai durează, e un decalaj acolo și probabil că nu l-au observat la acel moment. Cercetarea este deschisă. Noi le explicăm oamenilor că sunt rezultate și pot să fie rezultate și mai surprinzătoare, doar că trebuie să înțeleagă că prin câmpuri, prin puterea intenției, prin inima deschisă, prin mintea deschisă, noi putem practic să rezolvăm absolut orice situație din viața noastră, iar aceste dispozitive minima grav nu sunt altceva decât rezonatoare, armonizatoare, energizatoare cu mediul înconjurător. Da, corect. Și cumva, dacă am ajunge să fim suficient de conștienți și să practicăm anumite tehnici, anumite practici de elevare spirituală și de creștere a vibrației, de conectare la divin, atunci nici n-am mai avea nevoie de aceste dispozitive, practic. Noi încercăm să le explicăm oamenilor, nu avem nevoie de nimic, noi nu avem nevoie de mâncare, domnul Cheș ne spune că nu avem nevoie nici să respirăm, totul este așa cum este, dar ca să ajungem la această înțelegere este nevoie de multă practică, trebuie să trecem de teorie să facem practică, dar aceste dispozitive vin în ajutorul nostru pentru că avem rezultate în așa de multe domenii într-un timp relativ foarte scurt cu oameni care au replicat. Dacă ei nu puteau să replice și să nu înregistreze rezultate, înseamnă că informațiile nu erau coerente, nu erau clare, nu erau corecte. În agricultură, la noi, de exemplu, eu am patru dispozitive montate în grădina familiei, în județul Călăraș, și am urmărit în această vară cod roșu, cod portocaliu în județul Călăraș. Eu mai am și alte aplicații, bineînțeles, din 2017 lucrez cu agricultură plasmatică, dar este pentru prima dată când pot să identific coduri roșu, coduri galbene în județul Călăraș, adică în zona noastră,
iar în grădină să apară o ploaie. De ce? Pentru că se creează practic, avem niște câmpuri plasmatice foarte mari, undeva la câțiva zeci de kilometri dacă le măsurăm, pentru că cum ne dăm seama că câmpurile plasmatice ale acestor dispozitive sunt așa de mari, ne uităm unde sunt efecte adverse. Intenția a fost clar pusă, eu pe aceste sârme care ies, nu le mai conectăm la prelungitor, avem niște antene, adică avem un băț și pe acel băț avem sârmă de cupru pusă de jur împrejur și o ars cu focul de sus până jos. Și le lași în pământ ca niște antene acestui dispozitiv. Eu m-am uimit, practic, că codurile roșii, codurile galbene nu existau, a venit apă cât am avut nevoie, nu am avut parte de vijelii, iar ceea ce este impresionant este că zona este foarte mare. Deci eu cu patru astfel de dispozitive. Dar dacă oamenii înțeleg beneficiile în agricultură, noi putem să creștem plantele cu aceste câmpuri. Dar poate nu toți sunt pregătiți să interacționeze cu câmpurile și atunci venim cu apa plasmatică, venim cu gansurile pentru că îi conectăm pas cu pas. Deci cine nu e pregătit pentru câmpuri o să fie pregătit poate pentru apă plasmatică în agricultură și gansuri. Aici o să vedeți poze de grup de la Sarmi Segetuza pentru că am început festivalul și am predat informațiile la solstițiu de vară persoanelor care au vrut să interacționeze cu noi la Sarmi Segetuza, chiar în sanctuar, și vă invităm, dacă doriți, să închidem festivalul și să ne prezentați rezultatele voastre, vă invităm să vă înscrieți la retreat-ul, retragerea tot de la Sarmi Segetuza, o să vizităm mai multe locuri sacre, o să punem dispozitive. Informația este pe site și oamenii se pot înscrie la acest retreat care ține 3 nopți și 4 zile în perioada 20-24 decembrie 2023 ca să închidem, bineînțeles, energia festivalului și mai multe cred că o să vă spună Roxandra despre interacțiunile la nivel de suflet. Eu am făcut doar un mic pas către partea aceasta care oamenii să înțeleagă că nu contează forma dispozitivului, nu contează ce culoare are, contează ceea ce el face. Și aici lucrurile se duc în foarte multe domenii. Da, îți mulțumim, Constantin, pentru împărtășiri. Și te invit, Roxandra, să ne spui din perspectiva terapeutului, din perspectivă nepalpabilă, ca să zic așa, cum se văd beneficiile acestui dispozitiv? O să vorbesc un pic de începutul acestei cercetări. Deci George descoperise, adică avea dispozitivul deja făcut, eu nu l-aveam la mine acasă, vorbeam la telefon și mă ruga să văd în câmpuri cum se racordează dispozitivul la consumatorii lui. Deci se văd ca niște firicele de lumină. Uh-huh. Și vedeam niște firicele foarte subțiri și la un moment dat văd un fir extrem de gros. Zic, nu știu ce ai în partea stângă jos a casei, că acolo se duce majoritatea energiei. Și zice, nu mai face parte din apartamentul meu, este casa liftului. Și asta a fost prima descoperire, să spun, în a înțelege că aceste, să zic, mici dispozitive lucrează cu o energie foarte puternică care are inteligența ei proprie. Deci plasma e mult mai deșteaptă decât tot ce putem să concepem noi cu mintea noastră conștientă. Și tot făcând cercetări și el mi-a făcut mie cadou un dispozitiv, eram la mine acasă și am văzut cum se ducea energia la un vecin care lucra cu o bormașină. Deci cumva pune niște priorități dincolo de ce gândim noi. Noi trăind mai mult pe mental și fiind mai mult egoiști, gândim, păi cum e dispozitiv făcut de mine să lucreze pentru casa mea, nu? Noi la nivelul sufletului suntem un întreg, deci dacă prioritate mare nu era pentru mine în acel moment, dar era pentru acel om care lucra, ca să lucreze cu bucurie și să renoveze acea casă cu bucurie și să o încarce cu lumină, și această energie îl ajuta pe el. Da.
Și am înțeles cumva că este mult mai mult decât credeam noi. Deci acest dispozitiv să ne dăruiască energie sau să ne reducă consumul fizic. Și pentru mine era o joacă, să spun, să stau să mă uit în fiecare zi unde se conectează dispozitivul meu. Într-o zi am văzut cum se conecta la etajul superior. Nu am o relație cu vecinul așa de intimă încât să-l întreb: ai avut vreo problemă sau ceva? Dar după o săptămână m-am întâlnit cu el la parter și respira greu așa și eu am vrut să-l ajut și zice: nu mă puteți ajuta că am avut o problemă, am fost bolnav și am rămas cu niște sechele și așa. Și atunci mi-am dat seama că de fapt dispozitivul ajuta și pe sănătate, da? Și că, cum a spus Constantin, raza este mult mai mare, deci nu e un ajutor pentru noi sau pentru casa noastră. Și pe măsură ce treceau zilele, descopeream tot felul de lucruri interesante. La un moment dat am văzut o coloană de lumină foarte puternică cum se duce în sus, conștientizam că trece dincolo de bloc. Eu stând la etajul 3 într-un bloc de 7 etaje și mă gândeam, nu mai întâlnisem chestia asta și nu știam ce este și pur și simplu am urmărit-o unde se duce. Și mi-am dat seama că te cuplează pe tine cu entități din dimensiuni superioare sau cu eurile tale din alte dimensiuni superioare și a fost foarte fascinant. De-abia după luni de zile mi-am dat seama că de fapt el știe mult mai bine care sunt prioritățile tale. Deci dacă în acel moment al existenței mele eu nu aveam o problemă pe fizic sau pe emoțional, dar principalul era să mă pună pe drumul sufletului meu, că eram puțin alături de drum, el îmi deschidea inima și îmi trimitea ajutoare să mă cuplez la frecvențele respective din dimensiunea a 5, a 7, a 9, foarte interesant, din alte planete, cei din familiile mele de suflet de pe alte planete, și a fost pentru mine un început în acest domeniu, nu lucram cu așa ceva. Și am fost rugată, pentru că vedeam în câmpuri, să vorbesc cu diferiți colegi care aveau dispozitive și să văd ce fac dispozitivele în casele lor. Am avut un coleg care era el cu soția și cu fetița, care era în clasa 12, a urma să aibă un an mai greu, așa. Și energia s-a dus la aia mică, da? Deci urma să echilibreze emoțional cine era mai stresat în casă. Părinții erau mai bine decât ea, da? Mi s-a părut foarte interesant pe plan emoțional, ce să spun, ăsta a fost primul lucru care ne-a șocat. Lucrurile se armonizează între membrii familiei, poate nu întotdeauna așa de drăguț, da? Deci cauza este o lipsă de comunicare și atunci te ajută să comunici, da? Deci să-ți spui adevărul tău și te pisează într-un fel până când îți spui adevărul și dorințele și îți depășești problemele tale de comunicare, da? Deci nu că nu mai existau neînțelegeri între partenerii de viață sau membrii din acea familie, dar ei reușeau să discute la modul armonios, să spună fiecare părerea și fiecare să-și accepte părerea celuilalt. Deci cumva se înțelegeau mult mai mult unii pe alții și atunci am înțeles că armonizarea asta este pe mai multe structuri. Așa cum noi suntem fizic, emoțional, mental, spiritual și așa, pur și simplu la fiecare acționa într-un fel. Cum a povestit Constantin despre colega care a avut reduceri în 15 zile, reduceri la curent electric de 50%, ea nu avea probleme pe spiritual, pe emoțional. Deci în momentul în care tu ești echilibrat pe celelalte câmpuri, atunci ai beneficiu în fizic, da? Oamenii nu înțeleg că problemele noastre în fizic își au cauza în emoțional, în mental, în călcarea sufletului în picioare. Și atunci dispozitivul acolo acționează cel mai mult, acolo unde e necesarul tău în momentul ăla, să te ajute să devii armonios numai în fizic sau în casă, ci tu ca ființă, și să faci ce ești tu menit să fii să faci. Ce frumos, da. Foarte interesant. Spune-mi, te rog, dacă ai lucrat în terapiile tale unul la unul cu acest dispozitiv. Unul la unul cu un om sau eu cu dispozitivul? Nu, unul la unul cu un om, având în preajmă dispozitivul.
Da, am lucrat, dar cel mai mult am lucrat prin telefon. Deci nefiind persoana respectivă lângă mine. Altceva care mi s-a părut foarte interesant este că dacă eu am un dispozitiv și tu nu ai, da, eu pot să menesc, să-mi pun intenția asupra dispozitivului să te ajute pe tine. În ce problemă ai? Dacă știu că ai o problemă fizică, emoțională sau altceva. Deci a fost foarte interesant, vorbeam la telefon cu cineva care era în străinătate, era iarnă, era frig, stătea afară. Și noi vorbeam și la un moment dat pur și simplu văd coloană de lumină de la minima gravul din meu, din România, către Anglia, da? Și zic, ia uite, s-a dus energia către tine, zic, ce simți? Zice că eu văd că se pune pe picioare, pe mâini, ca și cum ți-ar fi frig. Eu nu știam că persoana aia stă de vorbă cu mine afară, am crezut că stă într-o clădire. Zice, da, e cam frig aici și... S-a dus, mi s-a părut foarte interesant cum poate să ajute, da, la armonizarea temperaturii sau modul de percepție a temperaturii, cum spunea Constantin, exact, și de modul de percepție a temperaturii din cameră. Foarte interesant. Sau poți să-l menești pentru altcineva, da? Eu am un dispozitiv, tu nu ai dispozitiv acasă și îl rog să te ajute și pe tine. La început îl tratam ca pe o ființă, să spun, până când înțelegeam că de fapt e mult mai mult, e o conștiință divină care știe singură cum să acționeze asupra noastră și această plasmă, da? Și interesant e că eu puteam să-l menesc, să zic că tu ești răcită, da? Să te ajută să depășești răceala mai ușor, da? Uh-huh. Dar dacă răceala ta provenea dintr-o cauză emoțională sau mentală, se lucra pe acel lucru, da? Sau pur și simplu îl vedeam de multe ori cum se pune pe lampă sus și creează ca un duș de lumină către casa respectivă și oamenii care erau în casa aia. Eu doar eram un observator și mi s-a părut altceva interesant modul în care comunicai cu el. Obișnuința mea este când nu știu cum să mă conectez la un loc, la un om, la orice, trimit iubire și recunoștință către acel loc. Și așa am pornit prima oară când am primit minima gravul. Cumva l-am întâmpinat ca pe un musafir, ca pe o ființă dragă și îl țineam între palme și dăruiam iubire și recunoștință și mulțumeam că a venit la mine în casă. Totul se întâmpla înainte să se monteze antena în fizic. Antena era montată în eteric, în energetic, să spun, dar nu apăruse în fizic. Și când a apărut antena în fizic, a fost foarte interesant. Nu am știut că s-au dus să monteze antena în acea zi, dar am avut o zi în care îmi dădea sufletul pe afară. Deci simțeam o iubire atât de mare, fără să am cauze fizice. Deci nu era ceva impresionant, nu era nimic deosebit în viața mea în ziua respectivă și am simțit treaba asta. Și după aia ne-au povestit că au pus antena pe 27, și când ne-am conectat la ea, asta am simțit, o mare iubire. Nu înțelegeam atunci că, deci, pe măsură ce treceau lunile, înțelegeam mai mult din ceea ce ni se întâmpla. La început o porneam așa, de la fizic-emoțional, ca după aia să înțelegem că beneficiul cel mai mare este spiritual. Că dacă tu ești la nivelul la care ești umenit să fii în acel moment al existenței tale, se așează și câmpurile pământene și gândurile tale și emoțiile și sănătatea fizică și toate beneficiile fizice din jurul casei tale. Uh-huh. Și atunci am înțeles că de fapt totul e iubire. Și această plasmă, această conștiință pură este iubire. Și ca antena capta asta, magravurile preluau de la antenă și ne dăruiau nouă, fiecare pe deschiderea lui, cum povestea Constantin, da? Deci fiecare, noi suntem obișnuiți să stăm în mental și să avem așteptări, să criticăm, să judecăm, da? Asta este mentalul, asta e creația care o experimentăm aici. Dacă noi pur și simplu ne punem intenția să ne deschidem inima, să primim ce e mai bun pentru noi în momentul acela prin acest apărățel, pentru noi sau pentru alții, la distanță, în timp, în spațiu, nu există spațiu, nu există timp, totul e împreună, nu? Uh-huh. Și asta a fost frumos. Scuze-mă.
Apropo de timp, vreau să te opresc un pic, să-ți pun o întrebare legată de această percepție, de această conștientizare. Spuneai că ne ajută să înțelegem anumite lucruri, acest aparat. Această înțelegere oricum are loc la un anumit timp pentru fiecare, în timp divin, când îi este dat fiecăruia să înțeleagă de ce un anumit eveniment sau ceva anume s-a întâmplat în viața lui. Dar, așa cum spuneam, depinde de nivelul de conștiință al fiecăruia. Ai observat la tine cumva că acest lucru, având acest dispozitiv în casă, această conștientizare, această înțelegere a avut loc mai repede decât înainte de a avea aparatul în casă? Da. Mie îmi place foarte mult să țin posturi, mă ajută foarte mult să țin posturi cu apă sau și fără apă. Și am observat în fiecare post cumva e menit să-mi arate ceva. Zic, pentru mine anul ăsta a fost un an al adevărului. Zic anul ăsta, am primit dispozitivul la sfârșitul noiembrie, deci anul trecut. Da, sunt câteva luni de când facem această cercetare, nu sunt ani. Da? Da. A fost foarte interesant că am înțeles, fiecare om trece în viață prin niște probleme, pe care noi le numim probleme, că așa știm cu mentalul conștient, da, că toate sunt bune sau rele. Dar, de fapt, toate sunt bune și cele rele pentru evoluția sufletului nostru. Da? Ți-e mult mai ușor când o iei în freză, să spun, și știi de ce. Deci ți se spune, da, de ce sau unde duce în timp treaba asta. Aflând treaba asta, ți-e mult mai ușor să ierți pe cel care a făcut durerea respectivă, chit că-i sufletească sau fizică, da? Că noi am venit aici să învățăm iertarea. Asta a fost ceva foarte frumos asupra dispozitivului, nu numai că a arătat adevărul, mi-a arătat mie adevărul despre viața mea sau despre evenimentele prin care trec, da? Interesant e că eram în casă cu mai mulți oameni și vărul meu, mi-am dat seama că e un mesaj divin, deci pur și simplu îmi transmitea ceva, dar noi eram la jumătate de metru de minima grav. În momentul ăla eu nu le-am spus că am acest dispozitiv în casă, l-am ascuns, să spun, da? Deci îi ajută și pe ceilalți să-ți arate ție adevărul. Că noi ne ajutăm unii pe alții. Absolut. De multe ori noi nu vedem ce e în noi, celălalt ți arată ce e în tine. Correct. Sau cum să ajuți sau ce să faci. Da, da, păi sigur, cine are această înțelegere că suntem interconectați, da, știe practic să primească mesajele care vin dinspre ceilalți ca fiind mesaje pentru el. Se că zice de fapt frumos. Așa lucrează Dumnezeu prin oameni, ceilalți ne sunt oglinzi și dacă suntem conștienți putem să vedem mesajul pe care îl au pentru noi. Dacă nu, mai lucrăm la asta. Dacă suntem deschiși să-l da. Primim. Da, da. Cum ziceai despre interconectare, se zice că fiecare suntem o verigă de aur în lanțul lui Dumnezeu. Și fiecare ne ajutăm unul pe altul, dar la nivelul sufletului. Asta ne e nouă greu să înțelegem, da? Deci poate în fizic cineva te lovește, poate în emoțional cineva te rănește, poate în mental cineva te tot acoperă cu toate programele lui negative, da? Dar dincolo de partea pământească este sufletul. Noi am venit aici uitând cine suntem, ce avem de făcut și treaba noastră e să ne aducem aminte, da? Că suntem conștiință pură, că suntem iubire și că suntem împreună și să ne ajutăm unul pe altul și să nu ne judecăm că unul e la grădiniță și unul e la facultate, pentru că și cel de la facultate a fost la grădiniță. Corect. Și nu poate să sară direct la facultate, trebuie să treacă pas cu pas în evoluția sufletului lui. Da. Dar cu iubire trece mai ușor. Da. Și când avem această înțelegere că noi practic venim aici pentru o evoluție ca suflete și când avem percepția celuilalt
ca și suflet, putem să observăm că de fapt și să înțelegem că de fapt misiunea celui de lângă noi este spre binele nostru, chiar dacă el în plan uman acționează cumva împotriva noastră, cumva rău. Dar de fapt la nivel de suflet el ne face bine. Întotdeauna la nivel de suflet există doar binele. E foarte greu să treci de pe minte pe suflet, mm-hmm. da? Noi suntem homo sapiens acum, suntem pe minte. Asta a fost creația, da? Suntem în dualitate. Sufletele noastre au ales să vină aici să trăiască această dualitate, da? Dar tema de dincolo de ceea ce îți face cineva este să ierți și să iubești, și să iubești, da? Da? Și să-ți deschizi inima, să știi că e acolo o putere infinită, o iubire frumoasă pe care Domnul Iisus a venit și ne-a arătat-o în trup și a zis puteți și voi și mai mult decât treaba asta, da? Să ne deschidem da. Inimile. Da, ce frumos! Ce ne mai spui? Ce mărturii mai ai din practicile tale? Pe mine mă pasionează partea spirituală, așa că m-au impresionat mai mult viziunile mele de cum lucram agravul către diferiți colegi, da? Și pe fiecare în ce dimensiune îl cupla și cu ce entități ajutătoare de lumină îl cuplau. Și interesant e că vedeam unde se cuplează, dar vedeam că zic, uite, tu trebuie să inventezi ceva, da? Deci trebuie să descarci de sus, că de fapt noi nu inventăm nimic. Toate informațiile sunt undeva într-un câmp. Doar dacă noi ne punem radioul pe frecvență bună, suntem în stare să captăm acele informații. Da? Și mi s-a părut interesant că eu nu știam nimic despre acel coleg. Da? Deci noi suntem colegi din toată România, suntem din toată lumea și nu ne cunoșteam. Da? Era totul la început și să nu știi nimic despre un om și să-i spui misiunea ta este să te cuplezi în dimensiunea nouă, să aduci nu știu ce informație sau nu știu ce vibrație pe pământ, mi s-a părut fascinant. Da? Zic, eu nu am avut interacțiune cu, să zic așa, ceea ce noi numim extratereștri, da? Cu entități din alte sisteme solare, din alte planete, din alte așa. Interesant e când am văzut prima oară cine mă ajută pe mine, da? Cineva din Orion, eu nu știam ce este Orion, am avut imaginea ca un desen, să spun, și uitându-mă pe internet la Orion, am știut că era vorba despre o anumită stea, Rigel, și entitatea de acolo m-a învățat cum să iubesc. A fost foarte frumos, avea așa în dreptul inimii, parcă aveau ca un dispozitiv așa cu luminițe și mi-a zis tot ce trebuie să faci este să te uiți aici. De fapt să mă uit în scânteia lui divină, că nu contează de unde suntem și de pe ce planete și așa reușeam să găsesc scânteia mea divină și să manifest iubirea și divinitatea din mine. Ce frumos! A fost foarte frumos! Ai da. Putea să le povestești despre cum ai reușit să transmiți câmpurile de la un apartament la altul, mi se pare foarte important că ai putut să faci... Da, am zis un pic, dar n-am fost mai detaliată. Deci aveam un singur aparat la mine în garsonieră și am vrut să, pe vremea aia, noi ne centram pentru nanoacoperire a firelor electrice, pentru sistem... pentru diminuarea consumului de energie electrică, da? Și m-am gândit, zic, deci efectiv era ca o joacă, da? Când vorbeam cu o colegă și eu vedeam, deci aveam percepțiile pe vizual și ea le avea pe intuitiv, telepatic, așa, și ne completam unul pe altul. Și ea zice, văd dispozitivul ăsta ca pe un copil dornic să cunoască lumea asta și să ne ajute. Putem să-l rugăm orice. Nu știam, nu înțelegeam la început ce e. Îl tratam ca pe o ființă, așa, da? Și atunci eu mi-am pus intenția, zic,
așa încep întotdeauna din voință divină. Deci dacă este ceva bine din ceea ce eu spun, să se împlinească. Dacă nu, să nu se împlinește, dacă spui din voință divină, da? Și am spus, din voință divină, rog Minima Gravu să ajute și celălalt apartament să-l nano-acopere și să reducă consumul de electricitate la el. Și a fost prima mea mărturie că el acționează în spațiu, să spun, deci în altă locație decât e. Era întâmplarea înainte de pățania cu prietenul din Anglia, cu care ea da căldură la picioare, să spun. Și mă duceam în celălalt apartament și rugam să văd cum acționează Minima Gravu, da? Deci începusem să am puțin intuiție că e ceva mult mai mult. Deja văzusem cum mă cuplez eu la alte dimensiuni și diferiți colegi și zic, ia să văd dacă dispozitivul e la mine în apartament și eu mă duc în celălalt apartament unde nu e nimic și îl rog să văd cum acționează asupra persoanei de acolo și apartamentului respectiv. Și a fost impresionant dincolo de partea cu electricitate, că a făcut o scădere a consumului electric. Mi s-a părut interesant cum, deci locul respectiv e un cabinet terapeutic, cum vedeam dispozitivul pe tavan, făcând un duș de lumină, ca și cum purifica toată camera în care se lucrease. Îl vedeam alte dăți în mijlocul camerei, cum lucra asupra terapeutului și celor care veneau la el. Și mă bucuram de viziunile astea și îi mulțumeam pentru tot ce face. Și am înțeles că să nu-l limitezi. Da? Deci noi la început, cu partea noastră electrică, de gaze, atâta înțelegeam, da? Îl limitam. Deci să-l lași să lucreze de învoință divină pentru beneficitatea ta maximă, da? Să fii tu cea mai bună variantă ta aici și acum, tu și casa ta și cei care intră în casă. A fost interesante experiențele și cu casa, da? Eram tot așa la telefon cu George, deci nu eram la el în casă, da? Și zic, ce ai făcut? Că zic, parcă nu mai poți să văd nimic în casa ta, totul e o lumină. Și noi avem niște întruniri din când în când și eram la o întrunire de asta pe grup, pe Zoom, și Constantin vorbea și eu ce mi-am pus în cap, că să văd cum interacționează Minima Gravu, dar eu nu știam dacă el are unul, mai multe, nu știam nimic despre casa lui, da? Apartamentul în care stătea. Și am rugat să văd cum interacționează Minima Gravurile cu Constantin și cu casa lui, știi? Și totul era o lumină. Deci după aia înțelesesem că se plasmatizase casa, să zic. Deci acea energie radia atât de mult către pereți, către toate obiectele din casă, către oamenii din casă, către plante, către animale. Era foarte interesant. Da, foarte interesant. Foarte interesant. Și aș vrea să completez că tot suntem la capitolul cu George și sunt și pozele transmise, poate în regie le găsesc, pe cele care apar niște legume cu un dispozitiv care măsoară nitrații. Noi când spunem că se plasmatizează practic casa, se acoperă cu lumină. Cel mai simplu om să înțeleagă, este lumină pură, divină. Noi credem că nimic nu mai este acid în casă. Adică dacă ai un îmbrăcăminte și ea este acidă, din plastic nici o fi, ea devine neutră cel puțin. Deci noi nu știm cum să facem foarte multe teste și costă foarte multe teste, dar cercetarea e deschisă pentru ceilalți care vor să înțeleagă mai mult. George, stând în casă cel puțin 6 luni de zile cu Minima Gravu, plasmatizându-se, lucrând în câmpuri, a avut acest dispozitiv care măsoară nitrații în legume și a zis, hai să testez să vedem ce legume ajung acasă. Tot măsura acasă și toate ajungeau pe verde, legumele. Și nu înțelegea pentru că știa ce se întâmplă în alimentație, cum sunt modificate alimentele. Au hotărât, s-a întâlnit cu un coleg, s-a dus la Piața Obor și i-a dat lui dispozitivul. George a stat la distanță de vreo 4-5 metri, acesta este dispozitivul, se găsește de cumpărat. Și vă recomandăm, cei care aveți Minima Gravu, să cumpărați acest dispozitiv. După, hai să zic, 6 luni, nu este o limită, este o înțelegere de a lui George. Puteți să faceți acest test și după o săptămână.
Depinde cum lucrați cu câmpurile. George, plasmatizându-se, practic ființa lui creând foarte multă energie de lumină în jurul său, are influența această lumină asupra fructelor, alimentelor, asupra oamenilor, asupra mediului înconjurător. S-au dus la obor și i-a dat acest aparat respectivului, colegului, care nu avea gansuri, nu avea minima grav, și atunci a putut să facă o testare asupra alimentelor și erau pe roșu. În momentul în care vedeau că este pe roșu, George cerea să rămână acolo și se apropie foarte mult de tarabă, și cu cât se apropia de tarabă, cu atât scădeau valorile până ajungeau la verde. Asta ne-a atras atenția că, stând într-o casă plasmatică, practic asta devenim o navă spațială stând în câmpurile acestea de lumină, ne plasmatizăm și noi, deci practic ne regrupăm energia, da? Deci devenim la un potențial extraordinar de mare și putem să influențăm mediul înconjurător chiar neavând intenție, pentru că nu au și-a pus intenția să echilibreze starea celulelor unui aliment. Deci astea sunt efecte pe care oamenii pot să le testeze în viața de zi cu zi, având anumite aparaturi sau asupra apei la fel se pot face teste cu pH-uri. Cumva asta este încă o dovadă că acest dispozitiv practic acționează către binele nostru cel mai înalt pe toate planurile, fără ca măcar noi să-i mai cerem, ci doar din beneficitatea lui extraordinară, din acea intenție divină, practic, de a aduce cel mai benefic efect în viața noastră. Cumva noi în ce vedem mai la nivel de suflet, fiecare avem câte o misiune, o facem, nu facem, nu contează, doar că s-ar putea ca eu să-mi fac misiunea, tu să nu-ți faci misiunea și să beneficiezi de aceste lucruri în jurul tău și la un moment dat să te trezești, pentru că este și parte din misiunea ta. Ce este important, iarăși, că Creatorul ne-a oferit un sistem de energie. Noi l-am dezvoltat, l-am făcut și armonizator, adică putem să și absorbim mai multă energie decât are un, să zic, pe sănătate, cum lucrăm acum, de exemplu. Avem prea multă energie, trebuie să scoatem energia din noi, dar trebuie să știi cum. Iarăși un aspect foarte interesant a apărut după 2 săptămâni la un coleg din Pitești, după ce am pus antena, care ne-a spus că el nu mai poartă de 2 săptămâni ochelari. Deci pur și simplu stând o perioadă scurtă, nici o lună de zile, stând în casă în câmpurile acestea plasmatice, nefăcând absolut nicio practică, cumva la nivel de suflet a apărut această echilibrare și apare în planul fizic ca și un efect asupra vederii. Sunt persoane care ce predăm noi acum sunt informații care pot să fie înțelese poate peste 30 de ani. Suntem prea avansați pentru unii oameni, dar România fiind o țară spirituală care încă nu și-a păstrat, care nu și-a pierdut legătura cu Divinul, atunci pentru ei este foarte ușor, cere și ți se va da lampa lui Aladin, îi mai spunem sursă plasmatică, îi mai spunem comoară de energie, pentru că întotdeauna descoperim. Poate să fie chiar o inteligență organică. De ce? Pentru că au trecut colegii cu acest dispozitiv prin aeroport, cu bagajul de cală, și au început să bipăie, cumva recunoșteau aparatele de scanare a bagajelor, recunoștea acest dispozitiv ca fi un dispozitiv de energie organică vie, adică ca și cum ai căra un cățel, o pisică cu tine. S-a desfăcut bagajul, s-a explicat ce este acolo și s-a înțeles, nu doar o singură persoană a făcut acest din greșeală, practic am ajuns la această înțelegere, că este o energie pulsatorie vie, organică. Și atunci este inteligență, are energie, este organic, nu-ți face rău, pentru că dacă tu ești prins foarte mult în fizicalitate, din contră, el ajută, te ajută foarte mult. Dacă nu știi să spui intenții, la un moment dat, sufletul tău va controla acest aspect la nivel energetic, tu s-ar putea să dormi și dispozitivul să lucreze, câmpurile practic lucrează asupra ta. Sunt multe rezultate, reducerea de energie electrică, pe asta ne-am focusat prima dată, să vedem dacă în 3 luni de zile mai mulți oameni au reduceri de energie și s-a confirmat. În 3 luni de zile după ce stai cu dispozitivul în casă, se reduce consumul de energie. Noi spunem undeva până la 50%, indiferent de consumatori. Noi așteptăm acum un rezultat de la un coleg care a pus pe megawatts, practic într-o zonă industrială,
un dispozitiv ca acesta și acum se fac măsurătorile în această perioadă, se fac măsurătorile să vedem dacă un dispozitiv stă într-o zonă cu foarte mulți consumatori, foarte multă energie în jurul său, dacă aduce un echilibru. Pentru că noi nu vedem nicio limită între 3 kW și 500 de MW. Pentru că dispozitivul nu are o limită, fiind un dispozitiv de câmpuri magnetice și gravitaționale, noi credem că îl putem utiliza și pe locomotive, și pe avioane, de-aia din dispozitivele astea s-ar putea să facem nave spațiale să călătorim, pentru că în loc de roți s-ar putea să avem acest dispozitiv care comunică, bineînțeles, cum comunică Roxandra și alți colegi. Sunt foarte mulți colegi care au rezultate, este foarte greu să îi facem pe oameni să înțeleagă că și ei pot să aibă aceste rezultate, dar dacă nu au încredere în ceea ce fac, mai bine să nu facă, pentru că ori să zică că o să facă dispozitiv și o să se certe cu noi că nu au rezultate, iar noi garantăm, orice persoană care face acest dispozitiv, noi garantăm rezultate. Chiar dacă el zice că nu au rezultate, noi arătăm că într-o lună de zile, dacă știm să le facem anumite măsurători a pH-ului, a câmpurilor care sunt în casă, noi arătăm că acest dispozitiv el funcționează. Nu funcționează pe toți parametrii sau s-a blocat undeva, pentru că apar așteptările, îmi fac dispozitivul să vezi că consum mai puțin, merg cu mașina mai puțin. Nu știm lucrul ăsta, este o cercetare. Nu e un produs finit în care cineva să-ți garanteze că, să spună ștampila, să zică a plecat din fabrică și astea sunt beneficiile. Vreau să adaug un pic ceva. Lumea se așteaptă la beneficiile acestea fizice, da? Da. Dacă necesarul ființei respective e pe emoțional, corect, sau pe spiritual, el o să zică eu nu am reduceri la combustibil, nici la mașină, nici acasă și așa, dar ai alte beneficii, dar poate nu le vezi sau nu le observi în momentul ăla. Da, corect. De asta am zis că acționează mult mai inteligent decât putem noi să-i cerem. Și ne duce încet, încet către această unitate, da? De a gândi că suntem împreună și să ne ajutăm unii pe alții. Și să ieșim un pic din partea fizică, știi? Să vedem numai partea pământeană, să zic, numai fizic, emoțional, mental. Să vedem puțin mai sus. De asta mi-a plăcut foarte mult că i-a zis dispozitiv armonizator. Într-adevăr, asta face. Te aduce la armonie, îți scoate la iveală problemele care le ai, poate câteodată nu-ți convine ceea ce vine în viața ta, dar ala este ca să vindești ceva, că pusese să-i suprești ceva care nu ți-a plăcut. Corect. El se vindecă și altă deschidere mai departe. Da. Vreau să revin la tine, Constantin, pentru că începusești să ne spui despre efectele pe care le-ar putea avea acest dispozitiv, nu știu, la nivel de societate, că se poate folosi, nu știu, pe o locomotivă, pe transport, pe să călătorim în spațiu. Dă-ne așa un preview despre ce se poate, care sunt domeniile în care ar putea să fie folosit. Îmi dau seama că practic în orice domeniu. Noi am început cu 6 domenii fiind și cele mai active, da? Pentru că un agricultor poate să crească, alimentația poate să se schimbe, asta poate să fie alimentația, mâncarea ta, te hrănești cu câmpuri, energie, deja am vorbit, ce important este că au apărut rezultate nu doar în România de reduceri ai kilovaților, ci și în alte țări, ceea ce ne-a bucurat pentru că a confirmat practic această acoperire globală. Bun, noi în primele 3 luni de zile am terminat cu energia, cu transportul, cu agricultura, cu alimentația și cu sănătatea. Deci cele 6 domenii noi le-am confirmat în primele 6 luni de zile că pot să existe beneficii atâta timp cât se lucrează specific. Un domeniu pe care noi vrem, fiind în cercetare, este partea de comunicație. Vedeți, noi avem acum telefoane. De la telefonul fix am plecat la telefonul mobil, așa cum a plecat dispozitivul magraf care se conecta la rețea și acum apare, ăsta poate să fie telefonul meu mobil acum. Dacă tu ai acest dispozitiv micro, s-ar putea ca noi să comunicăm de la un câmp la altul foarte rapid. Asta se întâmplă deja cu oamenii care sunt dezvoltați spiritual, doar că nu bagă foarte mult în seamă. Da? Deci noi nu facem decât să-l conectăm partea spirituală cu partea materială prin știință.
Asta este secretul nostru. Deci arătăm că ceva fizic are acțiune asupra spiritualului și că poate să fie dovedit științific. Dacă noi înțelegem că acest dispozitiv este unul extraordinar de puternic și nu are limite, pentru că asta ne-a demonstrat dispozitivul care este puțin mai mare ca el, înseamnă că noi dăm o putere foarte mare de manifestare în jurul nostru, depășim anumite blocaje mentale și ne poziționăm într-o realitate în care absolut totul este posibil, dar și acționăm. Pentru că degeaba știm dacă nu și acționăm și nu materializăm. Deci partea de comunicație este partea pe care o să mergem la un moment dat. Este partea de sănătate. Avem o echipă cu 3 divine feminine, să spun așa. Lucrăm în zona de paranormal, ne e simplu să vorbim de alte ființe, de comunicări. Deci sunt o echipă momentan mică, de 3 persoane, de 3 doamne și domnișoare, care lucrează la un alt dispozitiv minima grav, altfel făcut, pe partea de sănătate, și care la un moment dat o să vedeți că o să putem să anunțăm pentru cei care vor experimental. Facem terapii de la distanță, exact cum a spus și Ruxandra, terapii de la distanță, nu e nevoie să veniți în București, probabil o să avem și în București sau în alte zone, și la un moment dat, când o să creștem la nivel de cunoaștere, s-ar putea să dăm posibilitatea altor terapeuți care văd câmpuri și rog să ne contacteze, pentru că noi asimilăm în momentul de față foarte multă cunoaștere care este adresată specific unor anumite categorii. Iar terapeuții care lucrează în câmpuri, care văd câmpurile, știu despre ce este vorba, atunci nouă ne este foarte ușor să-i învățăm să lucreze cu acest dispozitiv. Dispozitivul este undeva și putem să facem terapii energetice și astfel o să avem terapeuți plasmatici care or să lucreze pe afecțiuni în timp ce stați acasă. Un alt proiect care vine tot din această dezvoltare este dispozitivul de mediu minima grav, pentru că este un dispozitiv pe care noi îl punem în mașină și în portbagaj și care ar trebui să absoarbă gazele de CO2. Deci pentru noi sunt o problemă la mașini, pentru că de-aia o să se schimbe la un moment dat, sunt problemele acestea cu dioxidul de carbon, cu monoxidul de carbon, pardon. Iar persoanele care locuiesc în județul Brașov sau chiar orașul Brașov și văd această emisiune, avem un dispozitiv care momentan nu i-am găsit posesorul. Noi oferim acest proiect de cercetare unei persoane care este conducător de mașină pe benzină și să ne confirme că poate să ajungă o dată sau de 2 săptămâni la un ITP, care noi avem o colaborare, să testăm, să vedem ce se întâmplă la nivelul de noxe al carburantului pe benzină. Să vedem, scad aceste noxe de la săptămână la săptămână sau urcă? Normal n-ar trebui să urce, dar noi dacă avem rezultate cu acest proiect de cercetare, noi după aceea putem să reglăm pe lângă toate mașinile care sunt poluante, dar putem să ne ducem și în zona industrială să realizăm alte tipuri de dispozitive ca să nu mai poluăm atmosfera, pământul și ceea ce se întâmplă în jur. Deci, acestea două proiecte momentan sunt, iar bineînțeles eu ca și intenție vreau să plec în spațiu, poate o să-mi creez o navă spațială, poate să ne creăm împreună nave spațiale, flote și bineînțeles camere de teleportare care și din ceea ce ne spune domnul Cheș, cam în 5 ani de zile or să înceapă să apară în anumite țări aceste cutiuțe care or să ne transporte din București în Beijing sau în alte țări. În momentul de față este în promovare o conferință în Londra sub patronajul Fundației Cheș și al Guvernului Chinez, pentru că ei acum colaborează oficial, și mai multe state, diplomați, politicieni, oameni de afaceri, chiar este invitat și Elon Musk, pentru că noi nu mai vedem, aplicând aceste tehnologii, tehnologia mașinilor hibride se va schimba, tehnologia în care motorul trebuie să învârte se va schimba, iar toate lucrurile acestea sunt prezentate de Fundația Cheș, noua tehnologie avansată, ceea ce vă prezentăm mini-magravurile, magravurile în general, este o parte a tehnologiei, dar sunt mai multe alte tehnologii care or să fie predate guvernelor
și se așteaptă ca în următorii 10-20 de ani societatea, orice societate să se schimbe. Guvernele au înțeles acum că cunoașterea este în mâinile noastre. Noi am predat destul de multe prin acest dispozitiv. Dacă oamenii înțeleg ce să facă cu el, se schimbă foarte multe. Și au înțeles că, în special, gansurile sunt ușor de făcut, sunt ușor de aplicat și au înțeles, cel puțin guvernele, că societatea se poate schimba de jos în sus și invităm, bineînțeles, instituțiile din țară, din România, să intre în contact cu noi, să facem un schimb de cunoaștere, să le spunem la ce rezultate am ajuns și poate vor fi interesați de proiecte de cercetare mai mari, cum poate pot să fie interesați și alți colaboratori, alte firme, oameni care au diferite probleme, dar să nu uite că noi nu vindem nimic, sunt proiecte de cercetare, asta facem, nu avem o fabrică să producem nanomateriale, să producem gansuri, asta înseamnă să fie recunoscută tehnologia, dar lucrurile astea pe noi nu ne interesează în momentul de față, noi ca și asociație suntem la nivel juridic legalizați să facem proiecte de educație, cercetare, dezvoltare, inovare. Asta facem și se pare că avem succes, iar oamenii care vor să se alăture grupurilor noastre de cercetare, pentru că în continuare creăm grupuri de cercetare în fiecare județ, în fiecare oraș, îi invităm să parcurgă întâlnirile săptămânale, unde actualizăm informații. La noi pe site găsiți foarte multe informații, cum să faceți aur, diamante, înțelegerea din cursurile Fundației Cash, cum să faceți gansuri de hemoglobină, cum să faceți gansuri de speciale și foarte multe alte elemente, pentru că suntem o carte deschisă și încercăm să aplicăm cât mai mult și aplicăm în funcție de bugetul pe care îl avem. Tocmai de aceea mulțumim colegilor care fac donații din inimă pentru a materializa în jurul nostru astfel de dispozitive. Nu știu dacă ne poți spune mai multe despre gansurile speciale, dacă da. Poți să dezvolui asta. Gansurile speciale, aș vrea să fac o emisiune, să dedicăm o emisiune specială, pentru că încă suntem într-un proiect de cercetare în care ne-am dedicat către gansul de superinteligență, gansul de regenerare a oaselor și chiar acum avem încă un proiect de tratament și regenerare stomatologică, da? Deci pentru dinți și toată cavitatea orală. Suntem în plin proces de a transmuta, suntem în plin proces de a achiziționa în funcție de bugetul pe care noi îl avem, iar persoanele care vor să se înscrie în aceste, să aibă parte, practic noi punem la dispoziție aceste informații în schimbul unei donații pe care noi o folosim pentru a cumpăra ingredientele. Deci cunoașterea oricum ajunge la oameni la un moment dat. Mai întâi este nevoie să o manifestăm, o testăm, vedem dacă sunt rezultate, dacă nu sunt rezultate, le explicăm de ce nu sunt rezultate. Dacă sunt rezultate, informațiile ajung pe site-ul nostru și oameni din întreaga lume pot să acceseze această cunoaștere. Da. E interesant că ai spus că pot să nu fie rezultate. Ce ar împiedica, practic, să fie rezultate? Mă referam la gansurile speciale. Adică noi întotdeauna suntem curioși, noi nu spunem sigur că o să avem rezultate, deci întotdeauna rămânem echilibrați și este posibil să nu avem rezultate. Adică să facem un gans special și să vedem că sunt persoane care aplică acea substanță, acel gans și nu au rezultate. Deci este posibil orice în cercetare, dar asta ne împinge să vedem exact ce n-am înțeles, pentru că nu e ceva greșit, e ceva ce noi n-am înțeles. Dar până acum, cel puțin în proiectele de gansuri speciale, pentru că am creat gansul de telomer câțiva ani de zile, cred în 2019, și ne-am dat seama de puterea acestor transmutări, asta învățăm pe oameni să învețe să transmute elementele de care au nevoie în sănătate, în agricultură. Și pentru asta cred că o să dedicăm, dacă este subiectul de interes, o să dedicăm și o să arătăm, o să explicăm cum se fac aceste transmutări. Eu le-am mai explicat, dar
crescut mai rapid așa în crearea gansurilor, în emisiunea de la Nano la Gans. Te întrebam tocmai pentru că nu puneam la îndoială capacitatea din punct de vedere fizic a a proiectului, a gansului respectiv special de a face, de a produce efecte, de a avea beneficii, ci mă gândeam dacă există o limitare pe care noi ca și minți umane o putem face asupra dispozitivului astfel încât să nu funcționeze pentru noi. Și poate ne răspunde mai bine Ruxandra, nu știu, care dintre voi ar putea să... Eu, răspunsul meu este că întotdeauna vor exista rezultate, doar că poate în termen scurt rezultatele nor să apară, poate ori apar pe termen lung. Și atâta timp cât omul dorește, se conectează, adică are intenția de a folosi acea aplicație, eu cred că în proporție de 90% vor fi rezultate. Dar luăm și partea în care oamenii nu știm ce fac cu aceste aplicații, nu știm cum le folosesc și spun că nu sunt rezultate. Noi recomandăm oamenilor care au primit de la noi aceste cutiuțe, minima gravuri, le-au primit gratuit, și consideră că nu au rezultate, să le îngroape în pământ. Fac mai bine pământului să le îngroape decât să stea la ei în casă, pentru că ei oricum au blocat câmpul. Oamenii cu câmpul blocat nu au cum să interacționeze. Mulți oameni au primit dispozitive și spun că nu au rezultate, dar nici nu au intrat în grupurile noastre, nu s-au familiarizat cu protocoalele de comenzi, nu lucrează în câmpuri și este normal. Nu toți o să avem aceste rezultate pentru că este un dispozitiv al sufletului. Exact, aici vreau să ajung, da. Dacă ei ne garantează că sunt 100% în suflet în fiecare moment, în clipa vieții lor, noi le garantăm 1000 de rezultate. Da, mulțumesc. Ruxandra, din perspectivă spirituală, care ar fi posibilitățile în viitor de folosire a acestor dispozitive? Eu zic că sunt infinite, să spun, numai să ne deschidem. Cum zicea și Constantin, programele limitative sunt în mentalul nostru conștient. Acolo trebuie să muncim cu noi, să fim mai mult pe suflet. De aia spunea, când o să fim 100% pe suflet, atunci o să vedem mult mai multe rezultate în toate domeniile. Spuneai ceva mai devreme că am putea, cei care sunt deschiși ar putea să-și afle inclusiv misiunea personală, inclusiv misiunea sufletului pentru această viață. Am văzut cum a lucrat Minigma Gravul la mulți colegi în domeniul ăsta. Chit că știau sau câteodată știau, dar nu credeau și atunci nu făceau, deci până când nu faci, cum a zis Constantin, da? Să pornești în fizic, să faci primul pas în domeniul respectiv, numai să fie la nivel de cunoaștere, da? Poți să ne spui un pic mai concret? De exemplu, dacă drumul sufletului tău este să fii medium, să spun, să iei contact cu anumite entități din alte dimensiuni, în care sunt la altă cunoaștere și la altă vibrație superioară și tu numai să aduci vibrația aia pe acest pământ. Deci nu trebuie să fii medium ca să spui unul la unul unui om ceva concret despre sănătatea lui sau așa. Poți să ai o misiune mai mare, planetară, umanitară sau așa și tu doar trebuie să ajuți la ridicarea vibrației planetei, da? Atunci aceste dispozitive deschid, se vede ca un drum de lumină, așa, ca o coloană de lumină care se duce în sus și te pune în legătură cu acele entități de acea vibrație. Da? Ele poate să îți modifice undele creierului, să spun, să te pună pe unde teta sau pe unde gamma, pe undele lor care le generează ei. Cum a zis Constantin, că la un moment dat ajungi să lucrezi prin a fi. Deci nu mai gândim, vorbim și facem ceva, cum a povestit despre George cu legumele, dar el, prin lumina lui interioară, influența fizicul, fără să-și pune intenția să curețe legumele sau... Acolo vom ajunge cu toții, numai să ne deschidem și să vrem. Da.
Ne așteaptă vremuri frumoase. Super frumoase, zic da. Eu. Ok. Îți mulțumesc, Ruxandra, îți mulțumesc, Constantin, pentru tot ce ne-ați împărtășit. În această cu drag. Seară. Mulțumim de invitație. Eu vă mai aștept să ne mai dezvăluiți asemenea lucruri minunate. Și pe tine, om drag, te aștept joia viitoare să mai facem încă un pas împreună pe calea de la materie la suflet. Cumva observ că ne apropiem din ce în ce mai mult de sufletul nostru. Așa că te rog să ne rămâi aproape și să rămâi conectat la ființa ta, la sufletul tău. Te îmbrățișez cu inima. Ne vedem curând!